Ucide-i, ucid. Să vă ridicați un semn de întrebare și, nu știu, sper că filmul v-a transmis ceva. Sau... Un gând critic, fără înjurăturile acelea urâte cu care și debutează filmul, nu era veridică povestea? Era, dar susțin în continuare că sunt necesare pentru că sunt niște replici justificate, adică nu sunt gratuit vulgare. Adică, aici, mă repet, e vorba de o poveste freudiană în care acele înjurături spun ceva, adică nu sunt gratuite. Și dacă stați să analizați mai bine filmul, o să vă dați seama că așa e. Probabil nemții nu l-au înțeles, era într-o românească prea neaușă. Nu l-au înțeles, cred că. L-au înțeles și chinezii, și americanii, și așa.